Asociația Euroregiune Siret Prutnistru, creată în 2005, are drept obiectiv extinderea și îmbunătățirea relațiilor dintre autoritățile locale și colectivitățile în domeniul economic, educațional, cultural și sportiv, asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii în contextul alinierii la standardele europene. Recent, Asociația Euroregiune Siret Prutnistru a organizat o întâlnire a autorităților publice locale din Moldova și România în județul Prahova-Ploiești, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Prahova, unul din cele mai bogate județe a României. În cadrul întâlnirii s-au discutat subiecte ce țin de proiecte investiționale, dar și culturale, dintre cele două maluri de Prut. La 26 aprilie, în Ploiești, a avut loc adunarea generală a membrilor Asociației Euroregiunea Siret Prutnistru. În cadrul evenimentului a avut loc și întâlnirea președinților de consilii județene și raionale, membre ale Asociației Euroregiunea Siret Prutnistru, cu reprezentanții instituțiilor media din Republica Moldova. Putem vorbi de înfrățirile pe care Prahova le are cu raionele din Republica Moldova și faptul că, datorită cadrului legislativ creat de Guvernul României, există posibilitatea ca aceste înfrățiri să se transforme chiar în proiecte de investiții. Iar în acest sens pot să vă spun că de 2 ani de zile Prahova dă în fiecare an câte 100.000 de euro în proiecte pe care le finanțăm în raionele care suntem înfrățiți. Iar aici mă refer la raionele Călăraș, Leova, Hâncești, Cimișlia și Basarabeasca. Fiecare din ele am făcut câte un proiectel în așa fel încât să putem ajuta, să, în primul rând, să răspundem solicitărilor care au venit din partea raionilor, dar în același timp chiar cu mare dragoste am făcut toate aceste lucruri și vreau să vă spun că dacă în consiliile raionale, județene, peste tot sunt parte din politice și de multe ori multe proiecte nu trec, aceste proiecte care au avut la bază un program, o investiție în Basarabia au trecut toate în unanimitate. Aș considera că acele peste 800 de grădiniți care au fost renovate din banii contribuabililor la statul român, acele 100 de microbuse care au venit în Basarabia în anii trecuți și care vor veni în continuare anul acesta, și proiectul cu renovarea grădinițelor este în derulare și la moment, tot este un impact activității foștilor noștri colegi, foștilor președinți și noi care am luat mandatul din 2015, îl continuăm și vizita de poimâni la Palatul Victoria și întâlnirea cu actualul prim-ministru României, eu cred că se va solda iarăși cu niște și va impulsiona niște activități. Și în acest context, noi considerăm că orice întâlnire, de orice nivel, la nivel local, care noi o avem în baza euroregiunii, la nivel național, dintre administrații publice centrale din Republica Moldova, din România, este de bun augur pentru relațiile speciale care le are statul român cu Republica Moldova și Republica Moldova cu statul român. Împreună cu omologii noastre din presa locală din România, de la Iași și de la Prahova, iată, la colegi pe care îți cunoaște cu această ocazie prima oară, să construiți mecanisme de relaționare, programe comune, să aveți posibilitatea să vă afirmați și să transmiteți și la dumneavoastră știri în România și viceversa. Eu cred că există un potențial aici. Reprezentanții mass media au venit și cu întrebări pentru autoritățile atât din Republica Moldova, cât și din România. Eu cred că este de multă vreme că noi să ne deprindem la gândul că cel mai sfânt și mai scump lucru pe care o putem împrumuta este experiența. Și atât cât suntem pe calea integrării europene și statul român deja a acumulat această experiență, gândesc eu că vizitele noastre vin să ne ajute în a înțelege niște lucruri care până acum pentru noi erau după un zid, parcă. Aceste ieșiri, eu cred că sunt ieșirile noastre în lumea mare, de unde trebuie să ducem noul la noi acasă. Atunci când ți se întinde o mână, trebuie să știi cum să reacționezi și, într-adevăr, să fii deschis și totodată să fii insistent. Pentru că adaptarea legislației prin acea hotărâre de guvern care permite autorităților publice locale din România să susțină anumite proiecte prin acordurile de împrățire este o oportunitate care eu cred că nu este valorificată până la moment și urmează în continuare să o valorificăm. Este un impact pozitiv
pe care noi îl apreciem și pe această care eu vreau să aduc sincere mulțumiri atât conducerii Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, cât și Guvernului României pentru această donație care a făcut-o pentru copiii din Republica Moldova. Asociația Euroregiune Siret-Prut-Nistru reunește 25 de raioane din cele 32 ale Republicii Moldova, municipiul Bălți, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia și două județe din România, Iași și Prahova. A fost constituită în anul 2005 ca persoană juridică română cu sediul în municipiul Iași. Activitățile și proiectele Asociației Euroregiune Siret-Prut-Nistru acoperă domenii variate de interes, de la economie, infrastructură, protecția mediului, turism, agricultură și dezvoltare rurală, dezvoltarea resurselor umane și servicii sociale și până la educație, societate informațională și cultură în concordanță cu strategiile de dezvoltare ale administrațiilor locale.